Astăzi a avut loc ședința Asociației Comunelor și Orașelor din România, filiala din Mehedinți, unde a fost aleasă noua conducere. Președintele acestei organizații a fost ales Cătălin Drăghici, primarul comunei Breznița de Ocol. Acesta este unul dintre cei mai performanți primari ai județului nostru, iar de-a lungul timpului a dovedit faptul că se poate face administrație în folosul oamenilor, iar de azi înainte acesta va transforma cu siguranță filiala Acor Mehedinți în una din cele mai importante din țară. Acor Mehedinți are de astăzi o nouă conducere. Cătălin Drăghici, primarul comunei Breznița de Ocol, este noul președinte. Alături de echipa de conducere proaspăt aleasă, liderul Acor Mehedinți își propune să transforme filiala din Mehedinți într-una din cele mai performante din țară. Cătălin Drăghici a avut performanțe administrative de lăudat, iar comuna Breznița de Ocol a beneficiat de investiții importante în toate domeniile. Cătălin Drăghici a dovedit că este un bun manager și cu siguranță va avea un mandat de succes și în fruntea Asociației Comunelor și Orașelor din România, filiala din Mehedinți. Vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor primari care au avut încredere în mine și mi-au acordat astăzi votul. Acest lucru mă responsabilizează și îmi doresc ca în cel mai scurt timp posibil, dacă se poate împreună cu membrii Consiliului Director, să aducem Asociația Comunelor filiala Mehedinți pe unul din locurile fruntașe din țară. Ședința a avut loc în comuna Gogoșu pentru că liberalii, simțind că pierd această funcție la care răvneau, au trimis poliția în sala de ședință a Consiliului Județean, deși în această încăpere erau aproximativ 50 de primari, iar măsurile de siguranță sanitară puteau fi respectate. Cinismul liberal nu are limite, aceștia uită faptul că acum o săptămână au organizat un congres cu peste 5.000 de oameni, iar regulile impuse chiar de ei au fost călcate în picioare. Președintele Asociației Comunelor și Orașelor din România, Emil Drăghici, a reușit într-un final să organizeze alegerile unde a fost ales statutar noul președinte și noua conducere a asociației din județul nostru. Mesajul meu este acela că și cei care eventual s-au supărat trebuie să privească colegii în ochi, astfel încât să vadă că totuși este o majoritate care a hotărât un anumit vot. Și atunci tot această amânare, care acum era pentru a treia oară, și-a găsit finalitatea, fapt pentru care îl felicit pe nouul președinte al filialei județene și doresc mult, mult succes, pentru că succesul lui înseamnă și succesul Asociației Comune din România. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a criticat în termeni duri membrii Partidului Național Liberal, care au încercat să boicoteze alegerea noii conduceri a filialei din Mehedinți, a Asociației Comunelor și Orașelor din România. Astăzi s-a desfășurat adunarea generală extraordinară a Asociației Comunelor din România, filiala județeană Mehedinți, cu participarea domnului președinte al Acor România, domnul Emil Drăghici, căruia îi mulțumesc pentru onoarea pe care ne-a făcut-o vizitând astăzi județul Mehedinți și fiind alături de majoritatea primarilor din județul nostru. Mi-aș fi dorit să se fi desfășurat această adunare generală extraordinară fără incidente, la locul la care fusese convocată, în sala de ședințe a Consiliului Județean Mehedinți, dar din păcate liberalii, prin abuz și folosindu-se de poliție, au împiedicat desfășurarea unei ședințe cu o prezență de maxim 50 de primari într-o sală care avea o capacitate care permitea desfășurarea acestei activități, activitate care de fapt este de serviciu a fiecărui primar. Au uitat că ei au abuzat, au încălcat grosolan legea sâmbăta trecută când au desfășurat la Romexpo congresul PNL și au reușit să evacueze 50 de primari din sala de ședință. Am fost nevoiți să găsim o altă locație și până la urmă tot s-a desfășurat această adunare generală extraordinară, în urma căreia majoritatea primarilor au decis că cel care va fi pentru următorii 4 ani de zile președinte al Acor Mehedinți va fi domnul primar al comunei Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici. De asemenea, Aladin Georgescu a transmis un mesaj de susținere noului președinte Acor Mehedinți și l-a felicitat pe acesta pentru noua responsabilitate publică pentru care a fost ales. Îl felicit și am toată încrederea că în perioada următoare va reuși să avem și noi în județul nostru Asociația Comunelor funcțională, implicată în viața județului, în viața tuturor comunităților pe care primarii le reprezintă.
Liberalii au suferit o nouă înfrângere în Mehedinți și chiar dacă au încercat să blocheze alegerile Asociației Comunelor și Orașelor din România, filiala Mehedinți, jocurile lor murdare nu au avut succes. De astăzi, filiala Acor Mehedinți are o nouă conducere statutară și hotărâtă să o transforme într-una din cele mai performante din țară, iar după cum îi cunoaștem noi pe cei care conduc acum filiala, suntem siguri că vor și reuși.